Bună și mă bucur să te am aici alături de mine. În această seară m-am gândit să explorăm întrebarea ce urmează în conexiunea voastră. Hai să vedem ce urmează. Ups. Ce urmează în conexiunea voastră? În conexiunea ta cu persoana aceasta dragă ție. Ce urmează? Ups! Măi, cărțile sunt foarte doritoare să vorbească și a venit acest paș de spade și care a venit întors și mă face să mă gândesc la faptul că e vorba despre fie o persoană, fie chiar mai multe persoane care clevetesc, care bărfesc, care îți poartă anumite vorbe în legătură cu această conexiune a ta cu această persoană. Și asta urmează în conexiunea voastră. Poți să ai de a face cu un semn de aer, gemeni, balanță, vărsător pentru foarte mulți dintre voi, dar nu absolut necesar. Cu marcaje puternice, într-adevăr, pe aer, dar nu absolut necesar. Ce urmează în conexiunea voastră? Hai să vedem. Și să știi că am văzut și acel 9 de monede anterior, nu l-am luat, vom vedea dacă va ieși, îl vom discuta. Ce urmează în conexiunea voastră? Patru de spade, e un soi de pauză și asta din cauza vorbelor, din cauza răcelii pentru unii dintre voi. De ce acest patru de spade în ceea ce urmează în conexiunea voastră? De ce acest patru de spade? Asul de monede, este vorba despre o ofertă aici, despre un nou început, ceva mai serios. Cineva își dorește un nou început sau ceva mai serios. Și nu știu cât celălalt este dispus pentru așa ceva. Pentru că văd acest rege de spade. Regele de spade e o persoană foarte calculată și o persoană care e foarte mult în mentalul său, foarte inteligent, e drept. Poate reprezenta chiar un avocat, o persoană care lucrează foarte mult cu legea, cu educația pentru unii dintre voi, o persoană intelectuală, așa cum am spus, dar în același timp pe această persoană nu o poți convinge decât prin argument și e ceva aici cu care în următoarea perioadă se pare că tu nu reușești să convingi această persoană. Ce este cu acest as de monede? Ce este cu acest as de monede? Soarele. E tot ceea ce tu îți dorești. Reprezintă succesul, reprezintă angajamentul serios. Împreună cu acest as de monede reprezintă o ofertă extraordinar de frumoasă pentru tine. Pentru unii poate reprezenta chiar un copil, această carte soarele, o sarcină, deși nu am văzut împărăteasa până acum. Cine este acest rege de spade? Cine este acest rege de spade? Șase de spade, cineva care călătorește prin lume, uite, văd și lumea aici la baza pachetului. Cineva cu care un anume capitol s-a încheiat. Da. Și cineva care a plecat și de la care
tu îți doreai cel puțin acest nou început, acest angajament serios. Asul de monede poate reprezenta și un angajament serios. Ceva care să te facă să simți că ai parte de succes în această conexiune. De ce pajul de spade întors? De ce pajul de spade întors? Deși îmi plac atât de mult cărțile acestea, așa cum sunt, sunt reprezentate din punct de vedere al imaginilor, se amestecă destul de ciudat așa, dar e bine și așa. Hai să vedem. Da. Pajul de spade și nu am să primesc, pentru că nu am să primesc. Sunt prea multe. Regina de spade, să știi că energia feminină este cea care, sau cel puțin o femeie, fie urmărește această persoană, acest rege de spade foarte mult, această persoană care a plecat și își dorește ceva cu el, fie este o femeie care este implicată aici în conexiunea voastră și care duce vorba de la o persoană la cealaltă, pentru că pajul de spade poate reprezenta bârfa, da? În poziția aceasta întoarsă. E o persoană imatură, persoană care poartă vorba de la o persoană la cealaltă. De ce pajul de spade? Asul de bâte. Puterea. Posibil să fii tu acea persoană cu acest paj de spade, mai ales dacă ești energia feminină, cea foarte atrasă de acest om, dar te simți în același timp blocată. De data asta simt așa un nou mesaj. Și să existe această pauză între voi. Ce va urma în conexiunea voastră? Ce va urma în conexiunea voastră? Cinci de monede. Cineva care se simte singur, însingurat, lăsat pe din afară. Și 10 de monede. Din acest angajament serios, din această stabilitate, e ceva cu instabilitate aici, cu retragere a acestei persoane. Simt acest rege de spade că se retrage. De ce 5 de monede? Ce vrea să spună acest 5 de monede în ceea ce privește ceea ce va urma în conexiunea voastră? 5 de cupe, o dezamăgire. Tristețe, supărare și din nou aceste 10 de monede la baza pachetului. În familie, 5-5 poate aduce schimbarea, poate vorbi despre așa ceva. Mai reprezintă și acea energie conflictuală, pentru că schimbarea de multe ori nu o putem obține foarte ușor. Ce vrei să îmi mai transmiți, spirit, în legătură cu această conexiune dintre cei care urmăresc această citire și persoana lor dragă? Ce vrei să îmi mai transmiți? Regele de cupe. Poate mai este cineva. Și justiția.
poate este o balanță, pentru că văd justiția aici la baza pachetului, dar justiția mai poate reprezenta și un contract. Vreau să văd dacă acest rege de spade și regele de cupe sunt una și aceeași persoană. Este regele de spade și regele de cupe aceeași persoană, reprezintă aceeași persoană în aceste două cărți. Nebunul, da. Posibil. Dar vezi tu, mai văd și șapte de cupe la baza pachetului și asta mă nedumerește. Șapte de cupe îmi poate vorbi despre faptul că această persoană este cineva nou din viața ta, acest rege de cupe, și reprezintă o opțiune a ta pe care poate ar fi bine să o iei în considerare, cineva care este îndrăgostit de tine și care își dorește acest nou început. Deci tu te gândești la cineva care a plecat, din câte îmi dau eu seama aici, acest rege de spade, o persoană foarte calculată, foarte chiar independentă așa și care nu se implică atât de mult în relații. Și mai este cineva, mai este cineva. Ce este cu această persoană? Acest rege de cupe. Pajul de cupe. Poate fi un pești, sau rac scorpion. Mai ales pești. O persoană care în secret te urmărește și care își dorește, mai ales își dorește acest nou început cu tine. Care este sfatul în legătură cu acest rege de cupe? Sfatul în legătură cu acest rege de cupe. Ce ar trebui tu să faci în legătură cu acest rege de cupe? Da, sunt două persoane. Deși răspunsul inițial a fost acest cu tarotul, lucrurile merg în direcții așa cum nici nu te aștepți și când nu te aștepți. Răspunsul inițial a fost unul afirmativ. Acest nebun este un răspuns afirmativ la întrebarea mea anterioară. Dar având acel șapte de cupe la baza pachetului, deja lucrurile s-au schimbat și această persoană simt că este altcineva, cineva care își dorește acest nou început cu tine. Acest pești, rac sau scorpion. Care este sfatul pentru tine în legătură cu această persoană? Cu acest rege de cupe? Pajul de bâte, să comunici. Să aștepți vești din partea sa, iarăși. Pentru că, vezi tu, avem și această temperanță. Temperanța îmi vorbește despre cumpăt, despre răbdare, moderație. Cu acest paș de bâte, să ai curiozitate față de acest om, să te deschizi în fața acestui om. Să aștepți vești din partea acestui om, pentru că va veni comunicare din partea sa. În legătură cu acest rege de spade, hai să vedem ce sfat ni se oferă în legătură cu acest rege de spade, pentru că am văzut și această tristețe aici, această însingurare, parcă îmi vine să îți spun dinainte, cred că ți-a ajuns și ție toată această energie și vrei ceva mai bun pentru tine. Steaua. Și îndrăgostiții, măi, ce se întâmplă aici? Dacă e după mine să spun lucrurile așa cum le consider eu, cred că îți dai și tu singură seama ce te-aș sfătui aici. Dar avem steaua în sfatul pentru tine în legătură cu acest rege de spade și îndrăgostiții. Cred că este vorba despre faptul că tu, decizia este la tine. De ce steaua în sfatul pentru tine, în legătură cu acest rege de spade? De ce steaua? Decizia, asul de cupe.
și temperanța. Nu, cărțile nu merg așa cum vreau eu, e clar. De lucrul acesta m-am convins și trebuie să ofer mesajul așa cum îl văd. De ce aceste cărți? Justiția, 8 de spade. Poate fi o balanță, poate fi vorba despre o balanță, lucrurile se vor schimba. Moartea, cartea moartea, o avem aici, 2 de cupe. Și iarăși e vorba de decizia pe care tu... despre cum vei lua tu decizia. Ține foarte mult de tine. Pentru că pentru fiecare în parte situația este diferită cu acest rege de spade. Și ai această persoană pentru care e bine să îți păstrezi curiozitatea deschisă. O ai în energia ta, o ai în viața ta, în aura ta, nu știu cum. Dar e o persoană care își dorește acest nou început cu tine și în același timp e această persoană, acest rege de spade la care tu te gândești foarte mult și pentru care ai foarte mari speranțe, dar în același timp am văzut aici că va urma un soi de schimbare, de transformare și ține de tine... După această transformare cu această carte moartea și roata norocului, după această transformare, e posibil acest 2 de cupe. Și cartea îndrăgostiții, 2 de cupe și îndrăgostiții la baza pachetului. E vorba despre o legătură în care e posibil să fie și intimitate aici. Ok. Mai extrag un mesaj. Hai să extrag un mesaj din oracolul adevărului ascuns. Care este adevărul ascuns despre acest rege de spade? Care este adevărul ascuns despre acest rege de spade? Ok, avem câteva cărți și este suficient. Te iubesc necondiționat. Atunci când am aflat adevărul, acest lucru m-a dărâmat. Deci e ceva aici ce s-a întâmplat și de aceea în conexiunea voastră există această pauză și această însingurare, această tristețe. Mă ascund în spatele lucrurilor materiale. Mi-aș dori să pot împărtăși lucrurile bune cu tine. Deci e o persoană de la distanță aici cu acest 6 de spade, pentru că am văzut și 6-le de spade. I am starting to understand our connection. Încep să înțeleg conexiunea noastră. Da, un mesaj pe care sper eu că l-am dibuit cât de cât. Pentru cei care rezonați cu această citire, vă mulțumesc mult pentru faptul că îmi sunteți alături, vă mulțumesc mult pentru faptul că mă vizionați, pentru faptul că îmi dați share, comentariile voastre, pentru aprecierile voastre, iarăși. Vă îmbrățișez pentru asta cu recunoștință și multă iubire și ne vedem curând. Vă pup! Pa, pa!